Bine v-am regăsit, stimați prieteni! Este prima noastră întâlnire, după ce v-am explicat ce încercăm să facem. Este prima noastră întâlnire și primul invitat. Scaunul gol s-a ocupat de această dată. Am lângă mine un prieten vechi și bun, unul dintre experții promiși. Un expert este un cuvânt foarte pretențios în cazul dânsului. Ar trebui să găsim o numire specială pentru ceea ce adună la oaltă sculptorul Liviu Mocan. Aș vrea în această zi să discutăm despre artă și despre crez artistic, despre efectul manipulator al artei, despre felul în care creștinii trebuie, au dreptul, este necesar să facă sau nu artă. Bine ai venit! Dragă Liviu, maestre, îmi place mie să-ți spun. Bine te-am găsit și cuvântul corect este nu maestre, ci mai este până acolo. Sunt un om foarte tânăr, am doar 60 de ani. Da, sigur. Maestre. La maturitatea artistică s-a spus despre prietenul nostru în nenumărate rânduri al doilea Brâncuș, asta în perioada de început a carierei, foarte promițător talent tot la început, după care Liviu Mocan și-a găsit calea, și-a găsit glasul și este în peisajul artistic, nu numai clujean, ci național și internațional acum, o prezență căutată de expoziții, căutată de critici, o prezență care stârnește reacții. Aș vrea să ne spui, drag prieten, de ce te definești ca un șlefuitor de oglinzi sau sculptor și sculptură? Mulțumesc de întrebare. M-aș întoarce la afirmațiile tale dinainte cu Brâncuș. Mă deprimă comparațiile acestea pentru că omul acela a fost un geniu la propriu și eu sunt un truditor absolut neînsemnat, care iubește ce face și de ce șlefuiesc oglinzi, tocmai pentru că eu nu prea sunt oglindă în eu însumi, ci obiectul pe care îl creez doresc să reflecte ceva de dincolo de fire, ceva din afara mea, ceva peste căpșorul meu cu totul neînsemnat în acest univers, pentru că despre asta vorbim, nu vorbim despre a fi șef de scară la bloc. Sigur. Da, ci vorbim despre ce suntem noi în acest univers infinit. Suntem o nimica toată și dacă putem atrage puțin atenția propriului nostru suflet prin oglinzile pe care le înfăptuim în viața aceasta efemeră și apoi să-i lăsăm și pe alții să privească puțin spre cer prin ceea ce facem, este un privilegiu. Sculptor și sculptură. De ce sculptor? Este vreun loc pe care creștinii îl pot ocupa în artă? Arta este manipulatoare, creăm obiecte, imagini care ne curtează, ne ademenesc, ne strivesc atenția și ne manipulează și în sensul rău. Este o retorică a vizualului care ne ademenește și înspre rău și uneori ne atrage spre ce spuneai mai devreme, spre acel ce este dincolo de vizual. De ce sculptor și de ce sculptură? În primul rând, de ce sculptură? Este pentru faptul că eu însumi sunt o creație. Și acest fapt este infinit mai important decât faptul că eu însumi creez. Creația, în cazul meu, este doar o reverberație a faptului că sunt o creație. Și îl privesc pe marele sculptor, ce știe să modeleze în caracterul meu, în trupul meu, în expresivitatea mea. E cu totul genial, este absolut, e infinit. Sculptorul cu majusculă
și îl privesc pe el în oglindă, privesc ce mai modelează în fiecare zi, mă atinge, sunt o sculptură extraordinară. O creație atât de minunată. O creație genială, colosală, dar nu prin ceea ce sunt eu însumi și prin puterile mele, ci prin capacitățile lui creative. Și privindu-l pe el cum face, încerc să-l imit. Sunt un copilaș. El e maestru, el e tăticul și eu ca un prunc neștiutor mă uit cum face și încerc ceva așa să fac și eu un asemănare cu el. Iar ceea ce creez eu, aceste sculpturi ale mele, sunt de fapt niște jucării. Sunt jucăriile copilului care învață de la tăticul lui. Este sculptura în Biblie? Sunt sculptori în Biblie? Cineva ar putea spune, noi creștinii trebuie să facem doar ce este scris în Scriptură. Iată darurile bisericii și sunt enumerate câteva. Este sculptura și mandatul sculptorului un mandat care poate fi privit prin metafora trupului lui Hristos și a marii trimiteri în lume? Aici e una dintre marile mele bucurii egoiste, așa o leacă, vis-a-vis de profesie. Prima profesie amintită în Sfintele Scripturi este aceea de artist. În Exod 31, Dumnezeu îl cheamă pe Moise la discuții și îi spune să știi că l-am ales pe Bețalel, fiul lui Uri, fiul lui Hur, din seminția lui Dan, parcă, sau nu știu, și l-am înzestrat cu două elemente principale. Sunt mai multe daruri acolo, dar se încadrează toate în două categorii. Prima categorie este aceea a imaginației. Și îi spune Dumnezeu, Moise, să știi că l-am ales pe acest om și i-am dat imaginație. Să vadă lucruri care nu există în realitatea fizică. Și al doilea lucru pe care l-am dat este îndemânarea de a aduce visul din lumea lui, din lumea inexistentă și de a îl materializa. Pentru că dacă nu există unul dintre cele două, nu există creație. Sunt oameni care își imaginează tot, dar nu știu să bată un fier, să toarne un bronz. Să transpune ideea în material. Da, și atunci rămâne un visător. Dacă ai darul meșteșugului și nu ai darul imaginației, ești un meșter, ceea ce e foarte important și foarte bine, dar nu ești artist, ești fierar, tâmplar, foarte important, deci foarte bune daruri, dar nu este darul artistic, este darul meșteșugului. Ei, când cineva are de la bunul Dumnezeu ambele daruri, atunci face creație. Foarte importantă această distinție pe care ai făcut-o între meșteșugar și maestru artist, care transpune idei în material. Să mergem prin câteva... Să știi că, dacă îmi dai voie, apropo de asta, una dintre marile mele plăceri este aceea de a lucra în materiale diferite. E o joacă formidabilă să lucrez în hârtie, în papier mașe care e moale și apoi se întărește, să lucrez în fier cu flexuri, cu aparate de sudură, să lucrez în lemn cu dălți fine, să lucrez în sticlă și să o șlefuiești. E o joacă minunată. Și mai nou în metal și laser și tehnologii noi. Da. Cunoscându-te de atât timp, te-am invidiat tot timpul tocmai pentru această varietate de raportare la material. Eu însumi sunt fascinat de meșteșug și văzându-te raportat la piatră, la lut, la lemn, am văzut de asemenea diferitele etape ale creației tale, diferitele etape ale maturității sau capitolele. Mă uit la creația ta ca într-un catalog și văd semințele, stâlpii, scările, copacii, vieții. Poți să ne spui puțin despre aceste etape și ce se întâmplă până acum, astăzi, în zilele acestea? Da, pot să vorbesc despre etape, dar aș vrea să vorbesc despre ele printr-un fil roșu care le leagă. Convingerea mea fundamentală
este că învierea din morți e cheia condiției umane. Cred din toată ființa mea că există viață după moarte. O aștept cu o nerăbdare extraordinară. Și în momentul în care credem lucrul acesta, că viața continuă, moartea nu e decât o schimbare de paradigmă, o intrare într-un alt spațiu, o intrare în multidimensionalitate din această tridimensionalitate. Cred cu tărie lucrul acesta și mă preocupă. Sculptura pentru mine este altarul la care mă închin lui Dumnezeu, încerc să învăț de la Dumnezeu prin profesie, stau în fața altarului care e propria mea sculptură și de fapt privirea și sufletul meu și gândirea pleacă dincolo de altar, de sculptura propriu-zisă și las pe Dumnezeu să mă învețe. Ei, tema principală a preocupărilor mele, a vieții mele, a bucuriei mele de viață este învierea din morți. Toate aceste cicluri au de-a face cu învierea, semințele, bobul de grâu moare ca să învieze. La o altă realitate, da? Da. Bibliotecile verticale, cunoașterea, sigur că este și orizontală. Ideea metamorfozei, la un moment dat bibliotecile tale se metamorfozează, apoi am stat împreună sub o sculptură de-a ta, scări care străpung un material ruginit și exact aceeași idee de înviere și trimitere spre eschaton. Priveam amândoi cerul zăbrelit, da, din cușca pe care o crease. Cușcă de fier. Cușcă de fier ruginit. Da. Zilele acestea, pentru că suntem la tema noastră între scriptură și ziar, zilele acestea apar în ziare. Apar știri despre tine. Te simți măgulit, te simți incomod, din câte știu te simți incomod de foarte multă publicitate, dar cred că este important că apari în ziare ca un sculptor care are o vocație și un crez pe care îl afirmă în material. Zilele acestea apar despre tine știri în ziarele din Cluj și nu numai, despre o expoziție în cel mai pur stil postmodern, o confluență a artelor. Sunet, compoziție, sculpturile tale devin, iată, instrumente muzicale în mâna, da, unor artiști. Te, da, rog să ne spui câte ceva despre asta. Expoziția se cheamă Scara Lumii. Este uluitor pentru mine modul în care Dumnezeu ne transmite această veste bună a mântuirii. El ne transmite vestea asta pe toate cele cinci canale ale percepțiilor noastre, cuvinte profetice și așa mai departe, mirosuri, toate astea, gusturile. Dar pentru mine e foarte important modul în care ne-a transmis vestea bună a Evangheliei vizual, jertfindu-l pe fiul său între cer și pământ. Este o imagine colosală. Au vrut să-l ucidă de mai multe ori contemporanii într-o modalitate orizontală. Strivindu-l de stânci. De stânci au vrut să-l arunce, da, în prăpastie, au vrut să îl lapideze și în felul acesta să-l transforme într-o imagine vizuală orizontală. Și într-o masă de carne. A spus, nu așa va muri. Ci vertical. Ci vertical. Și a orchestrat toate lucrurile ca să moară ca o scară pe care noi să urcăm încet, încet, zi de zi, spre ceruri, să urcăm într-o altă realitate, că aici bunul Dumnezeu face un lucru extraordinar cu noi oamenii, vorbește pe limbajul nostru. El și împărăția cerurilor ființează într-un univers multidimensional, dar cum să ne transmită nouă, celor care avem percepția tridimensionalului,
conceptul de multidimensional, nu-l putem pricepe. Și atunci Dumnezeu ne transmite vizual în felul acesta al înălțării spre cer. Dar e comic. Da, da. E foarte comic. Extraordinară imagine. E comic. Cum adică Dumnezeu stă în vârful unei scări în cer? El e peste tot. Așteptându-și copiii. Da. Îl așteaptă pe Iacov, care stă orizontal, pentru că asta e o ființă orizontală, nenorocită și slabă, și Dumnezeu se reprezintă pe sine foarte comic, în vârful unei scări. Dar El este omniprezent. Dar s-a reprezentat acolo ca să-i spună, hei, Iacov, vino la mine. Da. Și, iată, și iată și calea. Iată calea. Acolo. Iisus Hristos. Da, da. El e scara omenirii. Am în mâini o invitație fascinant realizată. Aș ruga să focalizăm puțin camera pe această piesă artistică. Este un copac. Se intitulează Scara Lumii. Avem o expoziție. Poți să ne spui ce se va întâmpla acolo și cum anume vei duce știrile din ziare despre tine spre a pune sămânța Evangheliei din Scripturi în ceea ce se întâmplă aici? Obiectivul meu nu este nici de cum să pun reflectorul pe mine, pentru că nu sunt important și nu sunt interesant. Aș vrea să pun reflectorul spre cer. Și atunci toate aceste lucrări din ciclu Scara, sunt 26 de obiecte în expoziția aceasta, cu o mărime medie de 3 metri, și evenimentele vor fi așa, luni în 6 aprilie, în inima orașului, la ora 14 și la 15, va fi un flash mob cu compoziția compozitorului Cristian Bencemuc de la Conservatorul din Cluj, care a compus o compoziție pentru aceste instrumente. Și 5 percuționiști, studenți la muzică, vor interpreta această piesă extrem de elaborată, au exersat-o de N ori. Marți, a doua zi, la ora 6, va fi vernisajul acestei expoziții, în care stimatul domn Lucian Nastase Covaci, care este directorul muzeului, a vrut să-mi aducă la vernisaj, cum se face de obște, critici importanți, dar l-am rugat așa, nu aduce pe nimeni care să mă laude pe mine sau creația mea, pentru că asta se face de obște, se periază artistul, nu vreau treaba asta, ci l-am rugat, haide împreună să ațintim privirile participanților spre o realitate superioară nouă tuturor, nu spre noi, ci spre alții. Și atunci, la vernisaj, va vorbi domnia sa, vor cânta din nou, vor interpreta acești percuționiști compoziția Scara și mă voi adresa și eu participanților pentru ca să le deschid puțin sufletul să poată simți mai bine mesajul expoziției. Practic vei predica prin sculpturile tale, vei propovădui vestea bună într-un alt mod. Da, nu voi predica, eu nu sunt predicator, eu sunt sculptor și voi vorbi despre verticalitate, deci despre un element care aparține lumii artistice. Subiectul este teologic, pentru că este vorba despre Iisus Hristos, Mântuitorul, dar subiectul nu este tema numărul 1. Aici tema numărul 1 este specifică limbajului vizual. Voi vorbi despre verticalitate, îndemnând participanții la verticalitate. E foarte generoasă ideea și generoase mijloacele pe care ți le-ai ales. Ai schimbat dalta în ultimul timp. Dumnezeu a spus la început să fie lumină. În ultimul timp ți-ai schimbat dălțile cu altceva. Folosești să dăltuiești în metal sau chiar în acest material lumină.
așa cum au fost dăltuite sculpturile tale prin lumină concentrată, focalizată, da. cele sculpturi la care se va interpreta bucata respectivă, la fel este dăltuită această fragilă invitație prin lumină. Mie mi se pare fascinant această coborâre de la puterea luminii care străpunge oțelul, metalul, la lumina care străpunge cu delicatețe foaia de hârtie. Este la fel ca vocea lui Dumnezeu, care sfarmă munții deopotrivă sau poate să se exprime într-un susur blând. Mi se pare lumina o metaforă extraordinară a prezenței lui Dumnezeu și aceasta încercăm și noi să facem aici, să ne aflăm în sufrageria Credo TV cu ferestre către lumea întunecată, încercând să focalizăm laserul Scripturii spre lumea întunecată, sculptând adevăr. Iată cele două ipostaze ale luminii tale, da. Fragilă, delicată și foarte penetrantă deopotrivă. La final ne vom întâlni cu acea lumină. Cum vezi mai departe schimbarea aceasta a dălților în cariera ta de sculptor? Îmi place foarte mult observația ta, pentru că are o profunzime extraordinară și o înrădăcinare în realitatea destinului nostru uman. Și anume, inclusiv tu și cu mine, toate ființele umane, în măsura în care sunt penetrate de lumină, pot lăsa lumina să treacă mai departe. Și asta ilustrează și aceste sculpturi ale mele. Au fost penetrate de o lumină extrem de intensă, de laser, și modelate cu o delicatețe pe care nu ai cum să o realizezi cu alte mijloace manuale, cu dălți, cu flexuri, cu bormașini. Iar acum, după ce lumina aceasta și-a făcut lucrarea într-un mod extrem de profesional și de delicat, aș spune perfect. Acum, decupajele acelea pe care lumina le-a creat în material lasă spre privitor să intre lumina cealaltă și practic lucrările sunt un fel de vitralii cu scopul acesta de a lăsa lumina să ajungă la privitor, cu toate că materialul e exact ca și noi, un material opac, încăpățânat și dur și care ruginește și care moare. Lucrările în întregime, în sensul că toate sunt din fier ruginit, doar că scara, piesa centrală din ansamblul lor, este creată în așa fel încât să nu ruginească. Sunt două lumi diferite. Deci ceea ce spun este că sculpturile acestea seamănă cu noi, sunt muritoare, sunt dure, sunt nefericite, dar au goluri. Și așa cum pentru un vas, lucrul cel mai important nu este plinul lui. Nu te uiți niciodată la peretele acestui vas, ci este golul lui. Și acolo stă utilitatea. Acolo este. Așa și noi suntem purtători de lumină. Vei vorbi despre lumină, vei vorbi despre verticalitate, cu gândul că odată vei fi orizontal. Și aș vrea să ne apropiem de încheiere cu acest gând foarte generos a întrepătrunderii dintre orizontalitate, cu toții vom ajunge la un moment dat la orizontalitate în mormânt. Există o tradiție veche pe care Patericul o pomenește și o știm din Patristica Timpurie, călugării timpurii obișnuiau să doarmă în sicriu, își contemplau locul morții, își pregăteau locul morții. Extraordinar. Și să se obișnuiască cu această orizontalitate, că somnul era o pregătire pentru
acel somn din care vor fi ridicați din morți. Deci dormeau noaptea. Dormeau noaptea în propriu sicriu, până la ultimul somn și cel mai lung. Când rămâneau acolo. Când rămâneau acolo. Știu că îți pregătești într-un anumit fel orizontalitatea cu o linie verticală și la un moment dat te-ai definit pe lângă sculptor-sculptură, șlefuitor de oglinzi pentru cer, ca purtător de steagă al învierii. Aș vrea să încheiem în această idee foarte generoasă, pentru că ai amintit pe ultimul pasaj al convorbirii noastre despre nemurire în muritor, despre lumină în opac, despre sămânța veșniciei în golul nostru și ceea ce toarnă Dumnezeu prin Duhul Lui. Da. Așa. La un moment dat vei fi și tu orizontal, da, pentru multă vreme. Totuși ți-ai găsit un mod și ai făcut o schiță de rămas bun pentru copiii tăi, da, un fel de a fi înmormântat ca să-ți definească acest strigăt de stegar al învierii. Da. Doresc să fac afirmația aceasta a credinței în viața de după moarte și în moarte. Adică prea m-aș odihni acolo în sicriu mult și degeaba, fără să fac nimic. Și atunci am cerut copiilor mei ca să mă îngroape cu steagul acesta în mână, care e pregătit, e acasă, îi așteaptă, și voi ține steagul acesta, care va ieși din mâinile mele din sicriu, prin pământ, până afară din pământ, ca o plantă care iese într-o altă lume decât lumea întunericului, și pe acest steag e gravat cu foc înviere. Va fi fascinant ca și după moarte să spun cred în înviere și să mă țin de această afirmație așa cum mă țin de coada aceea de drapel, să mă țin de ea. Este ancora mea. Steagul acela este ancora mea pe care o arunc la cer, o arunc în sus. Cerul mă sprijină, cerul îmi dă echilibru în viață și nu fundul oceanului, nu pământul acesta, pentru că el însuși este trecător ca și mine. În catalogul tău este chiar schița, aș vrea să focalizăm pe această schiță, testament. Și în felul acesta vei încheia o carieră în care ai afirmat de la începutul carierii tale de artist până în ziua de astăzi și câte zile vei mai fi îngăduit înviere în toate capitolele și în toate secvențele evoluției tale artistice. Dragul meu prieten, îți doresc ceea ce doresc tuturor prietenilor mei artiști care au fost dăruiți de Dumnezeu cu daruri de invidiat și puse în slujba lumii și a bisericii. Îți doresc să petreci cât mai mult timp între noi și cu noi, să continui aceste afirmații, dar îți doresc de asemenea ca să te păstrezi merit, conștient în continuare, cum te-am cunoscut și până acum, de darurile extraordinare care vin de la singurul dătător, sculptorul, da, desăvârșit, creatorul nostru al tuturor. Suntem cu toții după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, creatorul, și mi-ar plăcea să cred că într-o bună zi, când vom fi răscumpărați și aduși în lumina ceea cerească, cu toții vom căpăta daruri pe care voi le aveți. Să devenim nu numai meșteșugari, ci și creatori, așa cum am fost destinați să fim. Urmarea păcatului a scos din unii dintre noi capacitatea de a crea. Sper să ne recuperăm odată cu trupul cel nou și creativitatea. Mulțumesc, dragă Liviu, îți doresc nu succes, ci îți doresc succesori, ucenici. Și știu că deja o faci și deja unele sculpturi ale tale sunt producții a unei adevărate școli pe care ai creat-o în urma ta. Și în momentul când vei fi cu steagul învieri în mormânt, vor fi alții care să-ți ducă mai departe moștenirea spirituală pe care ne-o lași. Mulțumim! Și eu mulțumesc! Dragi prieteni, iată ne aflăm la finalul acestei discuții despre artă, despre statutul artistului creștin.
nu credem că există o artă creștină, o muzică creștină, așa cum nu credem că există mașini creștine, camere creștine, televizoare creștine, nu există mașini de bărberit creștine. Toate acestea există pentru că sunt folosite într-un fel sau altul de creștini. Iată, am văzut astăzi că arta poate apărea în ziare. Putem crea reacții, putem crea reacții ale oamenilor din lume, așa cum îi spunem noi, lume în opoziție cu biserica, creăm reacții și prin această sare în ochi pe care o aruncăm lumii, se creează un efect uneori vindecător, alteori un strigăt asurzitor pentru lumea în care trăim. Arta este un astfel de strigăt, este o astfel de proclamare a adevărului care vine de dincolo de lumea materială, uneori încapsulată în materialitate, în sculpturi din lemn, din piatră, din aur, din argint, din pietre scumpe sau din metal prin care a trecut lumina. Vă mulțumim!